Conform ultimelor date centralizate la sfârșitul lunii august a acestui an, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, erau înregistrați 5723 de șomeri, dintre care 2948 femei, rata șomajului fiind de 3,24%. Comparativ cu luna iulie, când rata șomajului a fost de 3,28%, în august acest indicator a înregistrat o scădere de 0,04 puncte procentuale. Din totalul de 5723 de persoane înregistrate în evidențele agenției, 2578 erau beneficiari de indemnizație de șomeri, iar 3145 erau neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1844 de șomeri provin din mediul rural și 3879 sunt din mediul urban. Pe grupe de vârstă, cei mai puțini șomeri au între 25 și 29 de ani, iar cei mai mulți între 40 și 49 de ani. După forma de învățământ absolvită, cei mai mulți șomeri erau cei cu liceu, iar cei mai puțini se înregistrau în rândul celor care au terminat o școală post-liceală. Structura șomerilor înregistrați la nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, arată că peste 1000 de persoane sunt foarte greu ocupabile, 3590 greu ocupabile și aproape 500 mediu ocupabile, iar 599 de persoane sunt ușor ocupabile. Intrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.